Salutare tuturor și bine v-am regăsit la Cavaleria Hub. Dintre toate nenorocirile pe care le-am găsit în șantierul Cavaleria Hub, cutia Pandorei a fost scara. Și astăzi, la mai bine de un an de când am finalizat povestea, a venit momentul să vă spunem povestea scării de la Cavaleria Hub, o piesă spectaculoasă care a rezolvat însă o problemă foarte spinoasă. Și cobor acum pe o piesă metalică care acum într-adevăr ne bucură în fiecare zi, dar conturul acela verde stă mărturie pentru ce-am moștenit. Aici, spre exemplu, când veneai pe scara veche, dădeai cu capul în grindă, undeva pe aici, așa. Te-ați face așa sau așa. După ce am descoperit lucrul ăsta, ne-am seama că nu putem să lăsăm scara în forma aia, am încercat să o modificăm și de sub nu am găsit șapă și așa mai departe. Lucrurile s-au complicat destul de mult. Atât de mult încât ne-am dat seama că ne va trebui o scară cu totul nouă. Și să vezi necazi. E foarte greu să găsești un furnizor, un producător care să-ți facă o scară nouă. Așa că am apelat la internet. La vremea aceea, efectiv disperat, m-am dus pe internet și am cerut ajutor. Și cine credeți că a răspuns? Bogdan de la Haute Couture. Salut, Bogdan! Salut, salut, George! Bine ai venit! Bine te-am găsit, salut! Bogdan de la Haute Couture Metal, care face genul ăsta de scări superbe și nici măcar n-a fost scumpă și nici n-a durat mult. Și dacă aveți nevoie doar de recomandare pentru un executant bun în metal, este suficient. Mulțumesc, dar hai să spunem și povestea din spate. Povestea a fost... Eu am văzut postarea ta atunci când ai făcut-o tu și am zis că e ok, e un proiect care îl putem produce și îl putem duce la final așa cum trebuie. Dar nu era un proiect simplu. La prima vedere părea ușor, înlocuirea unei scări... Simplu nu era în niciun caz, că atunci când ai postat chestia asta ai avut și și o randare sau o vizualizare de asta de la bun început. Știam ce presupune chestia asta, știam că pentru o scară de genul ăsta cu vang torsionat așa pe înălțime e o provocare cumva, dar cu asta ne ocupăm. Așadar, cuvintele cheie sunt scară metalică și vang torsionat. Torsionat, da. Dintr-o scară periculoasă din beton, care nu era prinsă aproape nicăieri și nu stătea pe niciun fel de șapă, s-au schimbat specificațiile și am apelat la o scară metalică. De ce sunt scările metalice o opțiune mai bună, mai modernă în zilele noastre? Scările metalice oferă multe avantaje din punct de vedere atât ca structural și cât și estetic. Din metal poți face forme și tot felul de piese de genul ăsta care pot arăta și foarte bine. Cele din beton sunt cumva limitate, adică te limitezi la un finisaj bun, o gresie, un lemn, un ceva de genul ăsta. Și în cazul nostru ne-a permis să punem inclusiv mochetă. Exact, exact, exact. Asta a fost una dintre cerințele scării de la bun început. Am plecat de la ideea asta că finisajul din zona asta de parter va fi cu mochetă și să continuăm cumva genul ăsta de finisaj până la etaj. Geometria cu scării cumva a rezultat din ce gol aveați aici ca să vă și permită o urcare cât mai comodă la genul ăsta de clădire cumva. Până la urmă noi am maximizat spațiu, am salvat metri pătrați foarte valoroși. Exact. Pentru exact. Că într-o clădire din oraș trebuie să folosești la maximum fiecare centimetru pătrat. Noi am salvat vreo 2-3 metri pătrați doar din eliminarea radiatoarelor. Când am zis încălzire în pardoseală, dar și în dreptul scării, acum spațiul acesta arată aerisit, este o chestie funcțională și acum pentru filmare am eliberat noi acolo, dar din când în când mai ajung și colete sub scară și mai ajung tot felul de obiecte. E cred foarte că util, da. Devine un spațiu util, nu doar, dar arată și spectaculos. Față de cum era înainte scara, avea problema aia principală de aici, de la grindă, unde dădeai cu capul de fiecare dată când și când urcai și când coborai și așa. Amprenta scării s-a redus, dar ea totuși este pe vertical, este mult mai comod, mult mai comod de urcat și mult mai ușor de exploatat de voi. Și este și mai sigură, nu? Este mai sigură, bineînțeles, pentru că la cealaltă scară problema era că nu era absolut ergonomic cumva de depășit pe ea. Asta oferă o treaptă decentă ca dimensiuni și na, a rezolvat cumva spațiul pe chestia asta. Hai să spunem pe șleau. Nu erau două trepte egale. Unele erau mai scurte, altele mai lungi, unele mai înalte, altele mai scurte. Avantajul producției unei astfel de scări în fabrică
o faci la milimetru. Exact, ești foarte precis, adică proiectarea îți iese exact ceea ce vei aduce în șantier. Și atunci elimini cumva din problemele astea care să nu se potrivească sau chestii de genul. Deci scara nu e o treabă pentru meșter. În șantier, nu se rezolvă în șantier. Nu cred că ai cum să o rezolvi în șantier. Adică până la un anumit grad poate o rezolvi așa, dar ca să faci o chestie, adică să îți rezulte o contratreaptă egală, o treaptă care să fie ergonomic de mers pe ea și așa, fără partea de proiectare nu ai, mi se pare că e imposibil să o scoți. Și atunci, revenim la ce am zis inițial. Aveam o problemă cu o scară făcută prost, făcută în șantier, probabil de instalator sau de zugrav, nu știu cine a făcut-o, că a prins-o în două foi de plasă. Atunci când am dat jos, ne-am oripilat, ne-am speriat, ne-am dat seama că am luat o decizie corectă să o dăm jos. Am păstrat însă conturul ca să vedem de la ce am plecat, pentru că de la scară s-au legat pe aceea toate. Exact. De la scară au plecat toate, deși nu ne așteptam, cream că scara era una dintre micile probleme. Gândeam că o virăm un pic așa și o rezolvăm. Ne-am complicat destul de tare, dar în cele din urmă a ieșit ceva frumos, din ceva metalic, desenat frumos și executat exact așa cum a avut viziunea arhitectului. Exact. Și iată că în cele din urmă avem o scară care arată bine, este funcțională și este solidă și mai are niște avantaje. Noi ne jucăm și cu lumini pe ea. Uh-huh. Și inclusiv partea de balustradă am rezolvat-o puțin atipic. Exact. Nu este o balustradă obișnuită. Balustrada nu este una tipică. O balustradă tipică are o înălțime de 900 de milimetri de la vârful treptei până deasupra mâinii curente. În cazul ăsta am optat pentru partea asta de trafor. Adică pleacă de jos de la nivelul treptelor și se duce până în plafon, până la partea superioară. Așa am rezolvat și bucata de deasupra, unde aveați balustrada aia veche care nu arăta tocmai cum trebuia. Am continuat și am făcut exact același model de la scara de jos, am continuat cu el până la partea superioară. Și chiar dacă la prima vedere nu e aparent lucrul ăsta, noi avem două scări. Avem o scară metalică până la primul nivel și după aceea continuă cea de beton. Da. Cea de beton. Care este ceva mai solidă, că ne-am uitat cu un structurist la ea și acolo e mai bine decât ce era aici la parter. Cât de complicat e să faci în fabrica o astfel de scară? Cât durează? O scară de genul ăsta durează undeva între 45 și 60 de zile. Cam așa dăm noi un termen de execuție, ceea ce înseamnă de la partea de releveu, măsurători, proiectare, aprobare de și către de client. În special lucrăm cu arhitecți. Ei vin deja cu o idee, cel puțin, de scară pe care și-o doresc acolo în respectiva locuință. Din nou, revenim la chestia asta. Nu e despre ce-ți imaginezi tu și ce modele de scări ai găsit pe internet, ci despre ce spune arhitectul care trebuie să se potrivească. Exact, da. Noi lucrăm, în principal, lucrăm clienții noștri, practic, interfața între client și noi sunt arhitecții. Adică dacă cineva vrea o scară, recomandăm clienților finali să se uite să-și ia inspirație poate de pe site-ul vostru, dar să nu dea o comandă fermă de capul lor. Nu se poate da așa, pentru că trebuie să ții cont de mai multe lucruri când iei decizia de a-ți face o scară de genul acesta. Mai sunt lucruri importante, așadar trebuie să-ți asumi până la două luni pentru execuție. Cam așa, da. Iar în șantier, voi aveți niște cerințe clare în legătură cu prinderile pentru scara. Exact, da. De preferat este ca prinderile, tot ce se prinde partea metalică de construcția respectivă, să fie făcută direct pe partea de beton. Să nu prindem prin șapă, prin chestii de genul ăsta, pentru că compromite cumva structura scării. Și la voi, când am decopertat aici și am văzut că, de fapt, placa de jos nu era tocmai placă, am luat decizia de a face un suport solid aici și aprinde direct în placă. Partea de sus, la fel, am ocolit cumva șapa asta, am decupat din ea și am așezat talpa de sprijin pentru scară tot pe placa de beton. Mai mult, în zona asta noi am întărit structura de rezistență. Exact. În placă noi am pus inclusiv două grinzi. A spus grinzi, da. Și am creat aici un cadru care să susțină corect scara atunci când o vom instala, pentru că din momentul ăsta avem o scară bună, o scară solidă, care după un an de utilizare nu s-a mișcat. Asta vreau să întreb și eu. Cum este după un an? E ca nouă. Adică dacă ne-am fi grăbit și am fi pus ceva în pripă, poate cumpărat din nu știu ce magazin de bricolaj, am fi avut scara repede. Asta este problema. La genul ăsta de construcții nu prea ai variantă de a... Exact ce ai zis tu acum, nu prea există. Adică varianta de a face ceva repede e foarte puțin probabil de a se și întâmpla, pentru că nu găsești
efectiv o scară care să se potrivească pentru spațiul ăsta. Noi ce facem e cam totul, totul este custom, nu este nimic, totul e luat de la zero, se proiectează efectiv pentru spațiul respectiv. Deci nu aveți scări pe stoc? Nu, niciodată. Nu, nu se poate face așa ceva. Sper că ați aflat ceva util despre scări. Cam așa arată. Ultima întrebare, înainte de final. Cât valorează o astfel de scară? Hai să le spunem oamenilor. Structura metalică, noi aici am împărțit cumva, am făcut partea de structură metalică. Noi, în majoritatea proiectelor, facem absolut tot ce presupune de partea de scară. De la releveu, măsurătoare, partea de proiectare, vizualizare 3D, după care se aprobă tot conceptul acesta, se dă în producție și facem realizare, montajul și transportul. Aceștia sunt toți pașii corecți. Toți pași, da. Noi v-am livrat deja proiectul scării făcut practic de arhitect. De la voi am primit deja un concept pentru scara aceasta, adică știam deja cam cum ar trebui să arate. Partea asta de confecție metalică cu tot cu montaj a costat, ar fi undeva pe la 9-10 mii de euro, cam așa ceva. Pentru o scară de un nivel care să un nivel arate cam normal. Așa. Exact, exact. Scara este și o investiție importantă și există varianta în care o faci bine și alte variante. Așa că vă încurajăm să apelați la variantele bune. Noi, la un an, și apropo, testăm zilnic, suntem mai mulți care urcăm și coborâm pe ea, Radu și-a bătut recordul la etaje. Vă putem confirma că da, este o scară solidă care funcționează, care este bună, nu face zgomote și ne și place. Am postat o grămadă de poze de aici și o să o mai facem și putem să recomandăm pe Bogdan și echipa lui, pentru că da, fac o treabă de calitate. Și cam asta e povestea scării, pe scurt. Sperăm că v-a fost de folos și dacă vreți să mai aflați și alte lucruri, lăsați-ne întrebări mai jos la comentarii. Poate Bogdan își face un pic de timp. Știu că e foarte ocupat. Da. Cât mai e timpul de așteptare în 2021 la o scară? Tot așa? Două luni? Cam așa, da. Cam așa. Dar măcar ai oameni la treabă? Da. Ești norocos? Da. Foarte tare. Uite, un furnizor care nu se plânge că nu are oameni și că va livra la timp. Și nouă ne-a livrat la timp și de aceea recomandăm. Dar dacă nu vă livrează vouă la timp, veniți să ne spuneți. Scrieți în comentarii. Și scrieți mai jos la comentarii despre experiența voastră cu Bogdan de la Haute Couture Metal. Dați-ne un like dacă v-a fost de folos, un share să vadă și prietenii și până data viitoare să faceți scări și case bune.